Hai. Vă rog, bună ziua și bine ați venit cu drag, probleme cu algebra și geometrie. Așa. Să facem, facem și clasa, da. Da. Clasa A. Subiectul numărul 1-1. Da. Rezultatul calculului. Radical din 32 minus 4 radical din 2 este? Radical din 32 minus 4 radical din 2 este? Diagonal. Radical din 32 am scris ca fiind 4 radical de 2 e 0. Deci cât am zis 0? 2. Rezultatul calculului. Modul de minus 10. Modul de minus 10. Plus 10 este? X aparține lui A mare, unde A mare e egal cu 3 virgulă pe doadă 2 și radical din 17. Deci numărul rațional din această mulțime este 3,2 în perioadă. Numărul rațional, din ce motiv e rațional ăsta? Că eu scriu 3,2 în perioadă ca fiind 32 minus 3 supra 9. Da. Și radical din 17 nu putem să scriem. Deci asta este o fracție, da? Uh-huh. Deci 3,2 egal cu 32 minus 3 supra 9 egal cu 29 supra 9 care aparține un fiu. Este o fracție din motivul ăsta. Media aritmetică a numerelor. 5 radical din 3 plus 2. 4. Media aritmetică a numerelor. 5 radical din 3 plus 2. A, egal cu 5 radical din 3 plus 2 la 2. Și 5 radical din 3 minus 2. Atunci media aritmetică. Egal cu adic? Egal cu 10 cu 5 radical din 3. 5 radical din 3. Cele două aplicate sunt părți la noi. Apoi. Da, media geometrică, adică media geometrică, asesora. Am vorbit și de media geometrică noi. Care este media geometrică? Bun. Miruna? Radical din A ori B, adică... Media geometrică, am un radical din A ori B, adică am un radical din... 75 minus 4. Ia plus B, lângă A minus B, deci am plecat așa de asta, 75 minus 4, face egal cu radical din 71. Da? Cum este media aritmetică cu media geometrică? În ce relație s-ar avea? Media aritmetică cu media geometrică? În ce relație? Media geometrică este mai mare decât media aritmetică. Da? Te dai seama, deci, de uitați la radical din 71 și la 5 radical din 3, face 25 ori 3, 75. Deci media aritmetică, ați sesizat repede asta, media
aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media, media armonică. Hai să ne amintim care este legătura cu două numere. La media aritmetică înseamnă asta, A plus B pe 2, pentru 2, da? E mai mare egal decât radical din A ori N. Care e mai mare egal decât media armonică, și cine este media armonică a două numere? Nu mai știm. 2 supra, două numere, 2 supra, 1 pe A plus 1 pe B. 2 supra, 1 pe A plus 1 pe B. Eu, când mi s-a evit operația, m-am făcut și acest lucru, pentru că vă spuneam și altă dată, este o sursă de inegalități foarte tare, foarte des folosită, media, media geometrică. La 2, la 3, media armonică și mai departe. Deci, știți ce ați greșit? Uitați, dacă mă uit la media aritmetică, media armonică, și le iau peste 2, vine A plus B pe 2, ia să scriu și chestia asta, deci am greșit A plus B supra 2, mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. De acord? Și de aici le fac plusul menilor plusul exterior și apare A plus B pe lângă 1 pe A plus 1 pe B, e mai mare egal decât 4. Iată, e egalitate foarte tare. Mergem mai departe. 5. Lungimea unghiei unui cub este 3 cm. Deci, da, cub. Unghiei egal 3 cm. AB egal cu 3 cm. Atunci diagonala cubului este? Atunci A ce prim, să zicem? Așa, A ce prim egal cu? 3 radical din 3, că e lungimea la pătrat plus lățimea la pătrat plus înălțimea la pătrat. Și 27. Păi da, și 2 de la diagonala la pătrat și da, și 27. Și el uza ce prim egal cu 3 radical din 3. Am înțeles, bun. 6. 6. Dacă A egal cu minus infinit 3. Deci A mare sau nu e A mic? Da, da, A mare. Lungimea mare este egală cu minus infinit 3. Minus infinit 3 deschis. Și B mare este egal cu 0 închis infinit. 0 închis infinit. Atunci lungimea are un cu B este? Are un cu B. Facem o taxă. Și dar nu trebuie, eu că e minus infinit plus infinit. Este minus infinit plus infinit deodată, că el se sesizează cu minimis maximul. Deci minus infinit plus infinit, care înseamnă asta, mulțumeam pe reale. Da. Da? Subiectul numărul 2. Dar ce ar fi fost cu B? Eu am interceptat cu B. A interceptat cu B. Era 0 închis. 3. 3 deschis. 0 închis. Da? 0 închis. 3 deschis. Și A minus B. Și A minus B. A minus B. Era minus infinit deschis. 0 închis. Deci 0 deschis. Minus infinit 0 deschis. Deci pune tot ce e în A. Adică tot ce e în A. Dar nu e B. Și nu e în B. Și atunci până la 0 deschis, că 0 închis în partea asta, minus infinit, 0 și dacă ar fost B minus A, adic, B minus A. B plus infinit. B minus A. Nu, plus infinit. Terminăm cu plus infinit. Terminăm. 3 închis, 0 plus infinit. B minus A, deci 3 închis. De ce zice 3 închis? Pentru că 3 deschis a fost aici, da? 3 închis plus infinit. Bun. Subiectul numărul 2. Desenat pe paia de examen o piramidă patru-patera regulată pe A, B, C, D. Da, este simplu. Bă, da. Pătrat. Calculați. 1 supra, radical din 5 plus radical din 7. Radical din 5 minus radical din 7, minus 1 supra radical din 5 minus radical din 7, totul împărțit la radical din 5 plus radical din 7, supra radical din 7, la minus 1. A, de trebuie să faci, nu?
Radical din 5 minus radical din 7, totul supra 5 minus 7. Ai raționalizat. Sau am adus aceeași numitoare, aceeași chestie. Da, da. Da? Deci radical din 5 minus radical din 7, adică minus... Minus radical din 5 plus radical din 7, dar avem minus și minus radical din 7. Da, și îmi spui minus radical din 5 minus radical din 7, totul supra... Totul supra... 5 minus 7... Minus 2. Minus 2, da. Înmulțit cu... Înmulțit cu 1 supra... 1 supra 5... Adică ce înseamnă? Asta inversată. Mulțit cu alte inversate. Mulțit cu radical din 7, adică supra... Radical din 5 plus radical din 7. Care înseamnă egal mai departe cu... Cu... Radical din 5 minus radical din 5 se reduc. Mai repede, mai repede. Și o să fie minus 2 radical din 7. Minus 2 radical din 7. Sunt la minus 2. Minus 2. Care o să se reducă. Fără radical din 7. Sunt la radical din 5. Plus radical din 7. Și o să fie radical din 7 simplu. Minus 2 radical din 7. Simplifică, nu da. Se rezitui. Și acum e radical din 7. O radical din 7 face 7. 7 supra radical din 5 plus radical din 6. Asta. Asta e rezultată, da? 7 supra radical din 5 plus radical din 7. Cât? 7, am greșit noi. Mari, i-a dat altă. Edificare. Asta, dacă mi-a dat corect. 1 pe radical din 5 plus radical din 7. Minus 1 radical 5 plus radical 7, bine? Da. Înmulțit cu radical 5 plus radical 7. Sunt ele și împărțit dintre ele, domnule. Ah. Împărțit. Mai am luat înmulțit. Bun. Și acum aici ne dă minus 2 radical din 7, supra minus 2. Faptul că împărțim AD, împărțim cu toată asta, nu? Mai întâi vedem ce face la minus 1. Exact. Facem la minus 1 și lăsăm împărțit aici. La minus 1 înseamnă că toace fracția. Și acum la împărțire, mai întoarcem o dată. Mai întoarcem o dată, corect. Nu, că asta înseamnă împărțire. Cum împărțim două fracții? Împărțim prima dată, inversat. Deci va face egal cu radical din 7, înmulțit cu radical din 5, plus radical din 7, sub radical din 7. Și radical din 7, radical din 7, se se plică. Se face radical din 5 plus radical din 7. Ce ați la autorul Friedrichs ăsta? Ce crezi că au urmărit autorul Friedrichs? Acolo, la puterea minusului, dacă întoarce. Și aici, întoarsă fracția, asta înseamnă, de fapt, să înțelegem că el pe el, totul la minus 1, înseamnă egal cu nepremul. Da? Nepremul. Asta e important. Și mai avem că... Da, da, mai avem. Mai avem câteva exerciții la algebră și terminăm cu algebră și noi geometrii facem și ca să facem algebră, nu? Da, să da, facem da, geometrie. Da, 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 geometrie. Vreau mai mult, nu. Eu sunt dispus să rămânem, că până voi vă epuizați toate întrebările. Exact. Deci nu sunteți presiunea timpului. Exact. Da? Este un moment important pentru voi, trebuie exact, să intrați, da. Să spunem, cu încredere, mâine se mai planteză. Și spune, nu, ai și... Da, țin. Vreau să fiți convinși de un lucru. Că în prima perioadă acestea care am muncit, avem niște, avem anumite poziții, dar ce vreau mai ales la tine, hai te spui, asta nu e clar. Aici nu ești, nu știu prea bine, vreau modelul ăsta, vreau cu modelul ăsta în discuție care pot avea acum, da? Da. Deci dacă ești sincer cu tine, ai o șansă imensă. Exact. Dacă nu... Spurcă ceva sigur. Da. Haideți. Deci acum, calculați. 2x plus 3 tot la a doua. 2x plus 3 tot la a doua. Minus. X minus 5 la a doua. Plus. 2x minus 5 pe lângă 2x plus 5. D
desfacem paranteze, nu? Da. Ce să fie 4x pătrat plus 12x plus 9 minus x la 2 plus 10x și plus minus. Minus 2 și din cauza minusului de față, adică. Este plus 25, da, așa, minus 25, da. Plus 4x la 2, da. Minus 25. Și egal. 4x la 2, 2, 8x tot la 2, 8x la 2. Și minus x la 2 ăsta? 7x la 2. Da. Plus x, 22x, 22x. X. Minus 50 plus 9, minus 50 plus 9, minus 41. 41, termen. Ce a urmărit autorul prin, profesorul prin chestia asta? De să cer aparenteze. Formule de calcul pe scurtat. Formule de calcul pe scurtat. Păi. Se consideră mulțimile. Mulțimile. A mare egal cu tot ceea ce e x din el, proprietatea minus 1 mai mic egal decât 2 minus x supra 2. Deci minus x totul pe 2. Da. Care e mai mic decât 2. Vreau să înțelegi de ce. Care e mai mic decât 2. Așa. Și mulțimea pe mare egal cu tot ceea ce e x din el, proprietatea, modul din 3 plus x mai mic decât 2. Determinați mulțimea intersectat cu B. A intersectat cu B, cine este, da? Da. La sfârșit. A intersectat cu B. Egal cu semn de întrebare. Ce credeți că trebuie să facem? Înmulțim cu un 2. Deci luăm proprietatea și o prelucrăm, da? Da. Deci minus 1 mai mic egal decât 2 minus x pe 2 mai mic decât 2. Care înseamnă? Care înseamnă că mulțim cu 2. Da. Și o să avem minus 2 mai mic egal decât 2 minus x mai mic egal decât 4. Așa. Scădem un 2. Da. Și o să fie minus 4 mai mic egal decât x, minus x, minus x și mai mic egal decât 2. Așa. Înmulțim cu minus 1. Okay. O să avem 4 mai mare decât x, mai mare decât minus 2. Atunci x aparține intervalului x aparține nu, intervalul închis cu minus 2, 4. Minus 2, 4. Deci mulțimea a mare egal cu... Hai să spunem cu cine este egal, să spun, de? A mare egal cu intervalul minus 2, 4. Da? E egal, da? Dar nu, mai face și B-ul, mai avem și bar. Așa. B-ul egal cu... Te lucrăm relația, Adi? Adică ce? 3x plus x mai mic decât minus 2. Bă, deci minus 2 mai mic decât 3x plus x și mai mic decât 2. 3 plus x. Da? Mai mic decât 2. Asta da, nu era 3x plus x? Era 3 plus x, parcă am înțeles eu. Modul din 3 plus x. 3 plus x. Așa. Avem 3 plus x mai mic decât minus, mai mic decât 2 și mai mare decât minus 2. Așa. Scădem în 3 și o să fie minus 5 mai mic decât x mai mic decât minus 1. Adică? Înmulțim cu minus 1, adică 5. De ce să înmulțim cu minus 1? Așa. X-ul cuprins între. N-ai minus x. Nu ești nevoit. Deci x aparține. X aparține intervalul de deschis minus 1, minus 5. Minus 1, minus 5. Și chiar asta e B-ul. B-ul egal cu intervalul minus 1, minus 5. E bine așa scris minus 1, minus 5? Adi? Când înainte stă cu minus 1, minus 2, minus 1.
E bine minus 1 minus 5? Dacă ei se cuprinde între minus 5 și minus 1. Păi dacă x între minus 5 și minus 1, între minus 5. Nu, no, ăsta este, dar minus 5 și minus 1. Ah, ăla. Păi mi-a dictat așa, a scris prostie. Da? Deci este intervalul minus 5 și minus 1. Și acum ai intrat la cupe? Ai intrat și la cupe. Minus 2, minus 1 deschis? Deci este, aici este minus 2 și minus 1 este aici. Deci este la minus 2, minus 1, nu? Mhm. Uh-huh. Minus 2, la minus 2 cum? La minus 2 închis. Minus 2 da. Închis, da. Deci este minus 2. Domnul profesor? Da. Da, uitați-vă, nu e minus 2, pentru că ați greșit dumneavoastră, uitați-vă că exercițiul e minus 1 mai mic egal decât 2 minus x pe 2 mai mic decât 2. Și când am luat la aceeași pictură, că am fost minus 2. Da, e mai mic decât 2. Vedeți că nu e mic egal acolo. Așa și atunci intervalul e deschis la 2. E deschis la 2. La minus 2. La minus 2? Da. Așa se bate. Da, la minus 2 ai dreptate, că n-am început minus 1. Ai dreptate. Perfect. Mulțumesc frumos. Deci când am început minus 1. Minus 2 deschis, minus 1. Așa. Minus 2, minus 1. Să mai identificăm o dată, că mare a scris minus 2, 2. Minus 2, 2. Și mi-a dat tot minus 2, minus 1, nu știu. Păi, prima mulțime e corectă, nu? Da, 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 da. A doua e corectă, minus 5. Minus 5, minus 1, deschide. Da, să mai zic o dată, mulțimea A este tot x și din el, proprietatea minus 1 mai mic egal decât 2 minus x supra 2, mai mic decât 2. Da. Și am mâncat împreună, minunat a lucrat independent. Deci intervalul ne-a dat nu? Minus 2, 4. Deschis. Minus 2, 2 minus 1 v-a dat. La final, eu zic. I-a pus rezultatul final. Minus 5, minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1 ne-a dat nouă, da? Da. Deschis. Da. Deschis la americană. Mai facem o dată, e nevoie să mai trebuie, dar ne-a dat independent, sigur. Mergem mai departe. Se consideră expresia E de A, B este A, B egal cu 9A la pătrat plus B la pătrat minus 12 A minus 6 B plus 13 atât unde A și B aparțin el. Calculați așa cu dată calculați E de 0, perioadă 2 perioadă 2 cum și virgulă minus 2. Ce să însemne asta? Păi mai întâi să aș vrea să mai mă întorc la mulțime și să vedem ce s-a urmărit aici. Ce credeți că a urmărit în găsirea mulțimii a mare? Dacă știți să facem acolo ăsta. Și mulțitul cu minus 1. Deci faptul că ați dat minus x, mulțim cu minus 1, se schimbă sensul inegalității. Cât se schimbă sensul inegalității? Minuna? Când mulțim cu urmă, mulțim sau împărțim? Negativ, și încă, într-o situație, când se mai schimbă sensul inegalității? Nu numai când mulțim și împărțim cu minus 1, ci mai se schimbă și într-o altă situație. Dacă spun așa, 3 mai mic ca x, mai mic decât 5, da. De aici rezultă că 1 pe 3 cum e mai este? Mare, mai mare decât 1 pe x, mai mare decât 1 pe 5. Deci sensul inegalității se schimbă și când inversă. Da? Ține minte că asta. Deci nu trebuie observație. Sensul inegalității se schimbă. Sensul inegalității se schimbă. Două puncte. Sensul inegalității se schimbă. Două puncte. 1. Sensul inegalității se schimbă 1. Prin înmulțirea, paranteză, împărțirea cu un număr negativ, mulțirea, împărțirea cu un număr negativ, doi, când inversăm numerele. Deci 2 mai mic decât
3, 1 pe 2 gramari de putere. Când inversăm, bun. Acum, ce am vrut prin mulțimea B? Prin mulțimea B. Ce am vrut autorul? A, doar dar știu însă cu modulul. Modulul. Și fiindcă voi aveți și voi modulul acasă, aveți și voi modulul... Așa, eu mi-aș permite să mergem ceva cu modul. Vă rog da, să vedeți. Da. Aveți modul, nu? Da, da, da. Și nu crezi că îi puni să da, da, da. Acum fac. Deci, haideți să găsim mulțimea mare egală cu toți acei x reale cu proprietatea că modul din 3x plus 1 supra 5 mai mic decât 3. Modul din 3x plus 1 supra 5 mai mic decât 3. Atunci aici vreau 3x plus 1 supra 5 3x plus 1 supra 5 mai mic decât 3 și mai mare decât minus 3. Deci modulul mai mic decât 3 echivalent va spune că 3x plus 1 că minus 3 mai mic decât 3x plus 1 supra 5 mai mic decât 3. Da. Așa, înmulțim cu 5 da. Minus 15 mai mic decât 3x plus 1 mai mic decât 15. Scădem 1, să spui minus 16 mai mic decât 3x, mai mic decât 14, împărțim la 3. Da. Să fie minus 16 pe 3. Bun, minus 16 pe 3. Mai mic decât x, mai mic decât? 43. Adică x aparține, nu? Interval deschis, minus 16 pe 3. 14 pe 3. Deci asta e mulțimea a mare. Dar dacă ți-aș fi dat B mare, egal cu mulțimea tuturor acelor X reali, pentru că e bine, nu acum am zis, da. Egal cu mulțimea tuturor acelor X, pentru care modul din 3X, iau pe aceeași 3X plus 1 supra 5, mai mare decât mai mare egal decât 3. Aici 3x plus 1 supra 5 mai mare. Mi-ați putea da răspunsul de lasă? Da. Miruna, vreau răspunsul de lasă. Să profitați de lucrarea de mai sus. Minus infinit, minus 16 pe 3, e reunit cu 14 pe 3 plus infinit. E complementară situația. Aici a fost mai mic minunat decât 3. Și acum dă mai mare egal decât minus 3. Decât 3. Deci e complementară acestea. Adică ce s-a complementară? Ce n-a fost prins? Că aici a fost mai mic decât 3, acum ce n-a... ce în afară? Deci, odată, răspunsul rapid este minus infinit închis, că și egal, închis la minus 16 pe 3, reunit cu 14 pe 3 la plus infinit. Special v-am dat așa, pentru că am zis, bă, dacă înțelegeți, că schimbând condiția complementară acestea, mai mic ca 3 și mai mare egal decât 3, ce înseamnă tradus în final. Sigur că dacă v-aș fi dat X-ul ăsta, așa de ține stătător, fără să știți asta, ce trebuie să faceți asta? 3x plus 1 supra 5 mai mare egal decât 3 și 3x plus 1 supra 5 mai mare sau egal decât minus 3. Mai mic sau egal decât 3. Cum ar trebui? Ar trebui să fie dincolo de 3? Da, și mai minus 3. Și doamna minus 3 până în minus 3, deci ar trebui să lucea. 3x plus 1 supra 5 mai mare egal decât 3, da? Da. Sau adică cealaltă variantă, că 3x plus 1 supra 5 să fie până în minus 3, mai mic egal ca minus 3. Atenție, așa este, nu? Da. Să fie dincolo de 3 și mai mic decât minus 3. E bine? Da.
Nu ți-e pare. Asta nu ți-e pare. De exemplu, dacă puneam 7, modulul ar fi dat 7. Care? Tot, da. Deci fii mai, să dea 7? Da, nu era minus infinit, 3 plus 1 să fie mai mic egal decât minus infinit? Păi... În locul modulul ar fi 7 infinit, poate. Hai să înțelegem așa. Ce înseamnă modul infinit? Mai mare egal decât 7. Decât 7. Înseamnă... Plus minus. Că nu suntem între minus 7 și 7. Suntem în afară. Deci asta te-ar produce când x mai mare egal decât 7 și a doua ar fi că x mai mic egal decât 7. Da? Că dacă punem minus x mai mare ca 7, mulțim cu minus 1 și vine x mai egal decât minus 7. Acum, domnul, x-o am avut asta, 3 plus 1 pe 5. Da. Și am zis, se traduce asta mai mare ca 3 în mai mare ca 3 și ea mai mică ca minus 3. Da? 3 și mai mică decât minus 3. Numai că este expresia. Mă lucrez până când o finalizez și găsesc x. Da, că x e 8 acolo, x mai mare egal. Aici? Nu, acolo. Unde? Aici? Da. Unde? Unde se pune? Acolo, x mai mare egal de 7. Descris așa. X mai mare egal de 7 și acum x cât? Minus 8, 8. Minus 8 sau 8. Și vine cât? 8 mai mare egal de 7. Și atunci eu l-am spus că tu ai făcut pe x cât? 8. 8. Păi este așa, că nu e pozitiv, rămâne așa. Pe varianta asta. Că ai zis 8, da? Da. Și când ai zis minus 8? Nu știu, ce are ceva cu minus infinit, asta am... Păi, faptul că x e mai mic la minus 7, înseamnă de la minus infinit până la minus 7. Deci, faptul că e mic la minus 7, înseamnă de la 7 până la plus infinit. Deci tradus modul de x mai mare ca 7, înseamnă că x-ul e la 7 încolo la plus infinit și x-ul e la minus infinit până la minus 7. Dar i-am spus x mai mic la minus 7, că am avut în vedere că asta din mai mic la minus 7 înseamnă x-ul aparține la minus infinit la minus 7. Și că este o altă expresie care e prelucrată și că se înfix și personalitate. Am insistat un pic aici, pentru că am făcut recapturare și la modulul pe care l-am avut voi, da? Hai să ne întoarcem la exercițiul. Dar am făcut ăsta cu A și B, e de A și B, dacă înțeleg ce înseamnă. Ce înseamnă minus 2 la pătrat,
Lăsăm așa regulă pătrat, ca să vadă tot om că minus 12 ori. 0,2 în perioadă. Așa, și minus 6 ori minus 2. Da. Plus 13. Și egal cu 9 ori. 9 ori, 2 pe 9, tot la 2, adică e 4 pe 81. Deci spunem 4 pe 81, e mai ușor și corect. Plus 4. Plus 4, minus 12,2 în perioada, adică 2 pe 9. Corect. Minus plus 12 și plus 13. Egal cu? Egal cu 81 și cu 9. Simplificăm și egal cu 4 pe 9. Da. Plus 4 minus 24 pe 9. 12 și 9. Și să mai reducem. Simplificăm între și mâine. 4 pe 4 pe 3. 4 pe 2, 8 pe 3. Deci plus 4 minus 8 pe 3. Și plus 25. De ce 25? Păi avem plus 12 plus 13. Așa, plus 25, corect. Aducem același numitor. Așa, și face cât? 4 plus 20 plus 36, că numitorul e 9. Da. Dar ai putea să-mi micșorezi un pic. 4 și 25 fac 29, ca să-mi fac un pic peste tot. 29 și atunci îți rămâne 4 minus 8 pe 3, 4. Plus 29. Mm-hmm. Amplificăm aici cu 3 și dincolo cu 9. Și face? 4 minus 24. 3 ori 24. 8 ori 3, 24, da. Plus? Ori 91, ori 2, 18 și 8, 26, da? Totul supra 9. Ce de fapt când să nu merg? Mai avem altceva? Ce s-a urmărit aici? După cândă, dacă scriam pe E, A, B, ca și fiind 3 A minus 1 la 2 plus 2 minus 3 la 2 plus 3 și aveam de făcut A și B doar într-o frază și atât. Deci, hai să zicem, e ca mai departe, încă o dată. 3 a minus 1 la 2. 3 a minus 1 la 2. Plus b minus 3 la 2. B minus? 3 tot la 2. 3 tot la 2. Plus 3. Aș fi fost corect. Ia să vedem la fi pătrat pătrat. 9 a pătrat. Avem. Da. Și de 2 primul mulți ca 2. Minus 6 a. Și unde am minus 6 a? Minus 12. Atunci minus 3 a minus 2. Totul la 2, ce te ștergem 3 ori? 3 a minus 2. Da. Totul la 2. De ce? Da, da, da. Și vedem, deci 9 a pătrat, de 2 ori prima parte ori a 2 a fac 12 a, da. Plus 4. Și acolo și, 9. Și acum vine B la a 2, de 2 ori prima ori a 2 și 4. Și cu 13, cu 9, fac 13. Deci este o sumă a două pătrate. Ceea ce ne încercam și noi să facem, dar am abandonat ideea că n-am fost atenți, trebuia să fie plus 2 aici. Ca să facă 12 ani, nu? Și Miruna spune, mai departe, după ce a văzut sumă de pătrate aici, egal acum cu 3 ori, ori A, adică 5 A. 0,2 în perioadă. 0,2. Tot în perioadă, nu, 3 A, nu, 3 A. Da, minus 2 tot la 2. Minus 2 tot la 2 A. Și plus B minus 3, adică B-ul este cât? Minus 2 parte B-ul. Da? Este minus 2 minus 3 tot la 2 A. Cine dă viața A, B? 9. 3 ori 2 pe 3. 3 ori 2 pe 3 minus 2, nu așa bine, la pătrat, plus minus 2 minus 3 face minus 5. La pătrat? Plus 25. Nu, mai bine lăsăm... Nu mai bine putea
am vrut să zonă nu știe la pătrat. Și de ce? Acolo era... De sumă de pătrate, diferență de pătrate. Dar nu e diferență de pătrate, sumă, aici faci. Sumă de pătrate. Mai e diferență, mai e o greșeală. Dar așa lăsăm. Și face 2 minus 2 face 0. 25. Deci calculul este rapid. Aici dacă facem calculul nu știu ce aici, te crezi și am greșit ceva. Trebuie să ne dea 25. Sau după ce să facem în scădere și nu știu ce împărțim, ne dă 25. Ea de aștept. Asta partea A și B? Nu. Nu de 25. Ai spus așa, Mirona, că e de A și B de așa. Și trebuia să calculăm e de A și B. E de A și B e 25. 25? Dacă trag acolo, altă răspuns. Hai să vedem. Mirona a avut o idee foarte bună și pe care am preluat-o. Ea pe noua pătrat, mai spune-mi dacă e bine, noua pătrat. Noua la a doua. Plus B la a doua, minus 12A, minus 6B, plus 13. Corect. Și a... E de 0, perioadă 2, da. Trebuie să calculați, da, și minus 2. Da, și minus 2. Și eu dat 241 pe 9. Așa o dat și acolo, așa o dat și acolo. 241 pe 9, probabil după scădere. Așa o dat și acolo, 241 pe 9. Și 241. Pe 9, nu de 25, diferit de 25. Eu mai merg mai degrabă pe ideea pe care a avut-o Miruna și mai e greșit ceva la capul. Hai să ne uităm o dată, Miruna, și pe căpularul ăsta, pe partea cealaltă. Și vine 9 ori, e 2 pe 9 aici, nu? Că 0, 2 pe 9, 2 pe 9, dar la pătrat 4 pe 81. Da. A, dar un prof. A, 481, da? Da. Minus B, plus B pătrat, adică minus 2 la pătrat. Păi dar trebuie să dat acolo 0, 3 ori 2 pe 3, domnul profesor Armenț. Dacă e 2 pe 9. 2 pe 9, mă întrebam. A, păi vedeți? Da, asta așa înțeles. Deci 2 pe 9. Și ideea este bună. Foarte bună, simplificat acum, dar rămâne 3 aici. Acum dăm 3 acolo și ne aducem la aproape de forma aceea. Deci plus 25, da? Da. Egal cu 2 pe 3, am luat cea întors 6, 2 minus 6 minus 4 pe 3, face... Minus 4 pe 3. Face 4 pe... Așa, fi totul la 2. 4 pe 9, da? Păi minus 4 la 2, 16. 16. Pe 9 cu 25. Și acum a căzut și încă la fel. 25 ori 9 cât de fapt? De 4... 25 ori 9? A, 225. 225. Plus 16, 245. 16 supra 9 și face... 241 pe 9. Să recunoaștem că mult mai rapid. Aici pe excepția și se greșe. Dar ideea este mult mai rapidă când facem pătrate perfecte. Locuim pe A, doar într-un singur loc. Nu trebuie să pui acolo și de 12 ori A și calcul cu fracții, nu știu ce. În final am făcut corect. Da, da, da. Da, 24 pe 9, dar timpul a fost mai lung. Da? Da, avem și B aici, să știți. Da? Pe exercițiul ăsta, da. Determinăm numerele reale A și B pentru care E de A, B egal cu 0. Așa, E de A, B egal cu 0. Aștept. Da. Să calculăm pe A, să calculăm pe B. Da. Deci, să se determină A și B. Da. Pentru care E de A, B egal cu 0. Și acum îl dau pe E de A, B. E de A, B. Dau 9A pătrat plus B pătrat minus 12 A minus 6B plus 13 și e de A, B egal cu 0. Deci asta fie egal cu 0. Deci A egal cu cine? B egal cu cine? Așa am crezut. Uitați ce ziceam crezut acolo. Da, asta e. E egal cu 0. Păi știi tu unde ai ajuns. Da, 3A minus 2 la 2. Deci am lucrat la E de A, B și ne-a dat așa. 3A minus 2 la pătrat. Iată că dacă era ei la punctul A și B-ul era ca și rezolvat. Corect. Și plus B minus
cât acolo a fost? B minus 2, nu? Da, B minus 3. B minus 3. Totul la B. Cartea 4 cu 9 mă trăiește. O sumă 3A minus 2 egal cu 0. Sigur, deci asta egal cu 0, dacă și mai da. 3A minus 2 egal cu 0 și B minus 3 egal cu 0. A e de aici A egal cu 2 pe 3 și B egal cu 3. Deci cele două valori A, B și B sunt 2 pe 3 și 3. Vreau din asta să întreb ceva. Că 2 pe 3 și 3, da. Cu 0,2 pe 7, puteți să-mi dați câți faci, știți cum e 12,2 în perioadă, cum se calculează? Așa, în perioade mici, da, perioade mici. Da, da, da. Păi uite, asta îmi place. Deci, când îți sesizați o chestiune și aveți vreo răspărbici, îmi vineți repede o întrebare. Deci, hai să transformăm una de pe 2,1355, nu mai avem 5 în perioadă, în fracție ordinară. Cu cine este egal? Dar nici nu am știut. 2,35 minus 213 pe 900? Pe 900, da. Da. Deci, scriem tot numărul. 2,1,3,5. În care scădem tot grupul de cifre până la perioadă. 2,1,3. Supra atâția de alte 9 câte cifre avem în perioadă, un singur 9, și atâția 0 ori câte cifre sunt în partea neperioadă. Și aia mai se lucrează. Deci asta este la perioadă mixt. Perioadă simplu e tot cum este, nu? La perioadă simplu se scrie... Și dacă avem 2,5 în perioadă. 2,5 în perioadă. 25 minus 3 supra 9. 25 minus 3 supra 9. Un singur 9. Dacă avem 2,05 205 minus 5 supra 9, nu? Deci, spune... Dacă avem 2,05, 5. 5 în perioadă? Da. 5 în perioadă egal cu 205 minus 20. Și va cărbi eu mai supra 90. Supra 90. Și în perioadă punem 9 și 5 în apare... Și cifre dintre 0, din la virgulă până la... Și dacă aveam 2,05 în perioadă? 2? 0,5 minus 2. Supra 99. Supra 99. Da, minus 2. Da? 205 minus 2 supra 25. Și avem, dacă avem perioada, scădem tot până acolo, pe cât intră, da, 9 să punem 5 în perioade. Deci numărul de cifre de 9, câte cifre sunt în perioade, și atâtea 0 urmate, câte cifre sunt în perioade. Și dacă era 0,02? 0,02 în perioade? Da. Păi, zice, egal cu 2, că scrie tot numărul așa. Da. Minus 0, că n-am nimic aici. Da. Supra atâția de la din 9, un 9 și un 0. Unde că 0 și 90. 2 pe 90. 45. Da? Și face da. Cât 1 pe 45. Dacă împărțim pe 1 la 45, se întâmplă de chestia asta. Da. Păi se face asta de convinci că am făcut o treabă bună, că nu împărțim cu... Deci 1 împărțit la 45, merge de 0 ori 0, punem o 10. Iar merge de 0 ori, punem 1. 45 și 90 merge de 2 ori, 45, 90, 10, ne punem 0, iar merge de 2 ori, 2 ori, deci la fi. Mulțumesc. În momentul de față am... făcut și chestia asta, a fost important. Ce au urmărit prin aceste exerciții profesorul? Au urmărit dacă știm sau nu să transformăm în numere și categorice simple fracții ordinare. Da. Doi, au urmărit calculul efectiv. Au urmărit bine. Da, deci așa. Și în final, la punctul B, dacă știm să facem pătrate perfecte. Nu ne-au obligat. Dar dacă tu, de la bun început, ai sesat pătrate perfecte, tot îți trebuiau. Mm-hmm. Atunci ți-a ușurat calculul. Că ai locuit o singură dată pe A și o dată pe B. Nu
12a, nu 6b, unde mai perzește timp. Da. Deci ideea este bună, ghișit a fost bine ales. Adică cine ai? Până aici cine nu? Aici am să nu stăpânești. Mai avem acolo? Da, ce până la ce dacă mai de mâini știe efectul de la geometrie. Și avem două probleme de geometrie. Pe care le facem la geometrie. Da. Acum să mai facem câteva exerciții la geometrie. Poate era cu da. Le-a dat lor, domnul profesor, cam cele de gen. Aha. Facem câte, da? Facem și două minute pauze, da? Sigur că da. Sperăm și să continuăm cu geometria. Cu geometria, corect. Facem câteva. Mai întâi, dacă merg, nu ne oprim, știi? Da, da. Deci, scrieți următoarele mulțimi sub formă de intervale. Da, te rog. Mulțimea E este egal cu toată creinții invers. Cu proprietatea, modulul din x minus 3, mai mic decât 7. Mai mic decât 7. Domnul, proprietatea și-o preocupăm, adică la comandă. Bun, modulul din x minus 3, cu mai mic decât 7, asta înseamnă că minus 7, mai mic decât x minus 3, mai mic decât 7, adunăm 3, o să fie minus 4, mai mic decât x, mai mic decât 10, x aparține intervalului deschis, minus 4, 10. Adică e aparține intervalului. Nu e bine e aparține, e egal. E egal. Deci mă întind aici, e egal, mulțumim aș prea cerut tot. E egal cu minus 4, 10, deschis. Da. Acesta deja a fost făcut la modelul de noi în anterior. Da. O altă mulțime, mulțimea e, sau da, e 1, e 2. E 1, e 2, dar tot e și bine, cu proprietatea, minus 3, mai mic egal decât x minus 5 pe 2. Minus 3, mai mic egal decât? X minus 5 pe 2, mai mic egal decât 3. Ai, e simplu, e simplu. Minus 3 mai mic decât x, o luăm de poate, minus 5 pe 2 mai mic decât 3, o mulțim cu un 2, minus 6 mai mic decât x minus 5, mai mic egal decât 6, cu adunăm un 5, minus 6 fie minus 1 mai mic decât x, egal decât 11, x aparține intervalului deschis minus 1, un minus. Adică e 2 egal cu minus 1 deschis, 11. Minus 1 închis la ambele capete. Da. Minus 1 aici. Ambele sunt închise. E egal la ambele. Egal la ambele? Păi uite-te. Da? Minus 1, 11. Minus 1, 11. Așa. Mulțimea A e egal cu toții și din el, proprietatea, modulul din 5x plus 4 supra 3, mai mic decât 3. Deci minus 3 mai mic decât 5x plus 4 plus 3 mai mic decât 3. O mulțim cu 3 și o să fie minus ăsta 9 mai mic decât 5x plus 4 mai mic decât 9. O scădem un 4 și o să fie minus 13. Nu? Da. Da, minus 13, mai mic decât 5x, mai mic decât 5. Da. Vom împărți printre 5. Da. Este minus 13 pe 5. Nu? Da. Minus 13 pe 5 și? Mic. Da, nu. A, spărți 10. Da. X. Da.
Da. Minus 13 pe 5 și 1. Deci, egal mai departe cu minus 13 pe 5, efectiv. Mulțimea de mare este egală cu tot de X și în R, proprietatea. Modul din 4X minus 1 supra 3. 4X minus 1. Supra 3. Da. Tot supra 3. Dar modulat de... tot modulat, da. Așa. Supra 3. Mai mare ca 3. Mai mare strică ca 3. Da. Așa, da, aici lucrăm. 4X minus 1 supra 3 mai mare ca 3. Sau 4x minus 1 supra 3 mai mic decât minus 3. Da. Lu- minus 3. Lucrăm pe prima. Minus 3. O lucrăm pe prima. Da. Și o să o mulțim cu 3 și o să fie 4x minus 1 mai mare decât 9. Scădem 1, o adunăm 1. Și o să fie egal cu 4x mai mare decât 10. 4x minus 1 mai mic. Aici lucrezi, da? Da. 4x mai mare decât 10. 10 adunături, x egal cu... x mai mare. X e mai mare decât 10 pe 4. Adică 5 pe 2. Da. Adică x aparține intervalului. Dacă mai mare decât ăsta. 5 pe 2, da. Deschis. Plus infinit. Cealaltă, suprată? Echivalent cu 4x minus 1 mai mic decât 9, egal cu minus 9, da? 4x mai mic decât minus 8, și rezultă că x egal cu... x mai mic. Da, x mai mic decât minus 2. Minus 2, adică x aparține de la minus infinit la minus 2 deschis. Da. Și acum, final, și cu cine este egal de mare? De mare egal cu minus infinit deschis. Da, mai deschis. Da, minus 2, reunit cu 5 pe 2, minus plus infinit. 5 supra 2, plus infinit. Miruna, e bine cum am dat. Minus e bine. Da, trebuie să mai facem ceva ca mulțimea C, egal cu tot X și din el. Tot X și din el. Proprietatea modul din X minus 2 supra 3. X minus 2 supra 3. Mai mare e egal de 1. Mai mare e egal de 1. Adică? Adică X minus 2 supra 3 mai mare e egal de 1 sau x minus 2 supra 3 mai mic egal cu minus 1. O lucrăm pe prima să rezulte echivalent cu x minus 2 mai mare egal decât 3. Da. X mai mare egal decât, decât 5. Și x aparține intervalului 5 închis plus infinit deschis. 5 închis plus infinit. Și la cealaltă îți fie echivalent cu x minus 2 cu minus mai mic egal decât minus 3. Da. X mai mic egal decât minus 1. Adică x aparține intervalului deschis minus infinit plus minus 1. Minus infinit la? Minus 1 închis. Minus 1 închis. Atunci C o să fie egal cu minus infinit minus 1 închis reunit cu 5 închis plus infinit deschis. Da, dar nu ai înțeles? Adică, clar? Știți? Mai ușor, mai tot mai mare și cu mai mare egal. Mai vreți încă una cu mai mare și mai mare egal. Am lucrat acum cu mai mare este. Da, mai mare egal. Și mai mare egal, am lucrat. Și aceeași condiții spun, pentru că. Ai o neclaritate ceva, nu ai atâta siguranță de o să te vei, da? Bun, hai să dau eu acum un exemplu. Deci mulțimea M egal cu toți acei X reali, pentru care 3x, 3 minus 2x, 3 minus 2x supra 5, în modul
Da, 3 minus 2 se face 5 moduri. Mai mare egal decât 2. Și poate și 2. Conduci tu. Da. Așa, 3 minus 2 se 5 mai mare egal decât 2. Deci e ceva, aici mă ocup de, o vom vedea cu ce. 3 minus 2 x pe 5 mai mare egal decât 2. Da. Și 3 minus 2 x pe 5 mai mic egal decât minus 2. Mai mic egal decât minus 2. Vă sistemă să știți. Deci, când avem mai mare egal, e 2 și minus 2. Deci, când avem mai mare egal, înseamnă mai mare decât ăsta și mai mic decât ăsta cu minus. Mai mic decât opusul cu ăsta. Decât opusul lui 2. Da. Da? Dincolo de 2 și în stânga lui minus 2. Și avem că 3 minus 2x mai mare egal ca 10. Și avem că minus 2x mai mare egal ca 7. Și avem că... Cum ai zis? 3 minus 2x mai mare egal ca 10. Scădem în minus 3. Și minus 2x mai mare egal ca 6. Așa, decât 6. Așa. Împărțim prin minus 2. Da. Să avem că x mai mic egal decât 7, minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2. Aici x aparține lui minus 7 pe 2 închis plus infinit. Minus 7 pe 2 închis plus infinit. E egalitate? E, da. Așa că x e mai mic decât minus 7 pe 2, asta înseamnă? Nu, e de la minus infinit la minus 7. Deci la minus infinit. Hai, 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 hai. Hai, stai, cum zici, dar e... Minus 7 pe 2 minus infinit. Așa, tu ai zis așa, așa am zis. Deci x aparține de la minus infinit. Atenție, știi la niște chestii de exact. Banale și o pot mai dat eu. Și s-a dus tot mai departe opusă. X aparține de minus infinit la minus 7 pe 2. Și aici închis la minus 7 pe 2, da? Cealaltă să o lucrăm, te rog. Minus 2x mai mic egal decât minus 13. Minus 2x mai mic egal decât, și adus aici, minus 10, minus 13, da? Da. Minus 13, adică pe înțeles ce am făcut. Da. Da. X mai mare egal, împărțit prin minus 2, deci da. X mai mare egal ca 13 pe 2. Așa da, că da. X o să fie de la 13 pe 2 închis până la 2 infinit. Așa. Bun, și acum e complicat. Mai facem din asta? Mai facem un altul, unul mai mare și un altul mai mic, ați fi toate. Și acum și cu mai mare și cu mai mic, da, facem. Cum spui tu, că elevul nostru... Stăpânul nostru. Că să o crește, adică eu știa și să-mi zici că o crește. Da, dar eu știam. Vă miști, nu? Așa. Uite, am mare. Acum... De modelul ăsta, poate nu vedea unul mai dificil. Eu mă gândeam să vedea și unul mai dificil, dar nu, pur mai mult. Deci, am egal cu ținea pentru acela și inițială. Pentru care, minus 7x plus 3 supra 5 în modul, am făcut mai mare egal. Acum aveți 3 mai mare. 3 mai mare. Mai mare decât 3. Și... Minus 7x plus 3 supra 5 mai mare ca 3. Și minus 7x plus 3 supra 5 e mai mic ca minus 3. Mai mic ca minus 3. Deci nu mai mare, e cam aceeași regulă, numai că... Este o repetiție, numai exact. Nu mai este egal. Nu mai este și egal, dar... Deci se va sfârși cu închis intervalul sau deschis intervalul. Exact. Dacă e mai strict, e o strict deschis. Dacă e strict, va fi deschis. Și dacă e și egal, va fi închis. Închis. Atâta e, asta e diferența. Dar acest mai mare cu mai mic egal. Mai mic egal. Atunci? Minus 7x plus 3 supra 5 mai mic egal decât 3. Asta merge simultan, ca să nu mai pierdem timpul. Deci, prindim de asta, expresia de acolo, pe minus 3 și 3, ca să mergem simultan, să găsim x-ul deodată. Avem și intersecția, dar tot acolo. Deci o să spunem cum e minus 15, minus 7, x plus 3 supra 5, cuprins între... Minus 13. Cu egal. Egal între minus 3 și 3.
Și acum, cu 5 mulți. Minus 15 mai mic egal de 7 minus 3, mai mic egal de 15. Cu minus 18 mai mic egal de 7 minus, mai mic egal de 12. Împărțim prin minus 7. Deci minus cât este aici? Minus, minus 15. Minus 3, minus 18. Minus 18 mai mic egal de 7 minus, mai mic egal de 12. Și împărțim prin minus 7. O să avem că 18 supra 7 mai mare egal decât x mai mare egal decât minus 12 pe 7. Minus 12 pe 7. Și atunci x aparține, și o scrie invers, să mă 12 pe 7 mai mic egal decât x. X aparține intervalul egal minus 12 pe 7. Se aparține la minus 12 pe 7 până la 18 pe 2. 18 pe 7. Pe 7. Asta este mulțimea. Și dacă ar fi mai mic, e aceeași chestie, numai că... Nu mai avem să la capetul închis. Deci doar vine pe 7 până la 18. Pe 7. Gata? Calculați. Calculăm, da. Radical din 2, minus 1, supra. Radical din 2. Minus 1, supra, radical din 2 plus 1, plus radical din 2 plus 1, supra, radical din 2 minus 1, totul la minus 2, plus, deschide toată paranteză, radical din 3 minus radical din 2, supra, radical din 3 plus radical din 2, plus, radical din 3 plus radical din 2, supra, radical din 3 minus radical din 2, totul la minus 2. Egal cu... Cine va greșe? Dacă... A, de tu acum te rog. Radical din 2 minus 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Adică e 2... Ce faci? Raționalizezi, nu? Da. Bun. Merg pe mâna ta. Deci din radical minus 2 minus 1 sau radical din 2 plus 1... Adică e radical din 2 minus 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Adică e 2 minus 1. Dacă tot zici tu. Care înseamnă raționalizarea? Ar trebui să înțeleg că radical e 2 minus 1. Da. Și sus și jos, ca să da. Raționalizezi. Deci veni radical 2 minus 1 la pătrat, la lucrător.